Nimeni din prezent nu poate înțelege pe deplin cum era să trăiești înconjurat de dinozauri. În timp ce astăzi știm că unele animale, cum ar fi balena ucigașă, aligatorul, leul sau alt prădător masiv, reprezintă amenințări uriașe pentru oameni, niciunul nu se poate compara cu pericolul pe care dinozaurii sau alte animale preistorice îl reprezentau. Astăzi o să vorbim despre 10 animale mai înfricoșătoare decât dinozaurii. Vei realiza că ei erau inofensivi și câteodată chiar prietenoși, comparativ cu bestiile despre care o să vorbim astăzi. O să vorbim despre filmele care ne hrănesc cu ideile despre cum erau aceste animale. Vom compara ideile cu faptele reale, astfel încât să vă facem să înțelegeți că erau de fapt puțin mai înspăimântătoare decât ceea ce vedem pe ecranele televizoarelor. Haideți să fim serioși, unele bestii din filmele noastre preferate sunt rupte din jocurile video. 10. Artropleura. O să încep cu un animal care nu a fost la fel de mare precum un dinozaur, de fapt nici măcar nu a fost un carnivor, însă sunt sigur că te vei speria destul de tare și vei fi dezgustat datorită întâlnirii acestei creaturi și sunt destul de sigur că mai degrabă prefer să vezi un dinozaur în locul acestui animal. Artropleura era un miriapod care putea atinge o lungime de până la 2,5 metri, ceea ce înseamnă că dacă s-ar sprijini pe partea din spate a corpului său, ar fi mai înalt decât un brad de Crăciun. Artropleura este cunoscut drept cel mai mare nevertebrat din toate timpurile. Cu o asemenea înfățișare, mă îndoiesc că sunt foarte mulți prădători care vor să aibă vreo legătură cu el. 9. Dunkleosteurus. Până și numele său pare înspăimântător. Dacă vă întrebați cum arată acest animal, voi începe prin a sublinia că Dunkleosteurus a fost într-adevăr un pește. Poate că aceștia nu sunt înfricoșători, dar acum nu vorbim despre drăgălașul de Nemo și nici măcar de un rechin feroce precum cel din filmul Fălci. De fapt, această creatură mănâncă la micul dejun acei rechini din film. Acest pește preistoric avea până la 6 metri lungime, ceea ce înseamnă că era la fel de lung ca înălțimea unei girafe de la copite până la vârful capului. Totuși, ceea ce face acest animal să fie înfricoșător nu este doar mărimea acestuia, de asemenea și dinții săi extrem de ascuțiți, care tehnic nu erau tocmai dinți. Erau niște oase ascuțite care creșteau continuu din fălcile acestei fiare până în punctul în care vârful lor ajungea să fie atât de ascuțit încât se frecau între ele. Erau niște instrumente folositoare atunci când voia să rupă victima în bucăți sau să o mestece. Acest pește era la fel de greu ca un hipopotam și putea să apuce cu ușurință prada din mers. 8. Jechelopterus. Această creatură era un artropod acvatic. Cea mai bună cale de a caracteriza acest animal este prin sublinierea faptului că majoritatea cercetătorilor îl mai numesc și scorpionul de mare uriaș. Vă puteți imagina? Scorpionii sunt deja extrem de înspăimântători. Nu vreau să-mi imaginez cum ar fi să te trezești față în față cu unul gigantic. Numele Jechelopterus provine de la cuvântul Jekyll, adică numele paleontologului german care a fost primul om care a descris această specie. Cu toate că dimensiunile maxime la care ajungea această bestie nu au fost confirmate, unii experți sunt de părere că cei mai mari puteau atinge o înălțime de până la 2,5 metri, ceea ce îl face mai mare decât un om normal. Se credea că acest animal trăia în apa dulce, făcându-l oameni în țare pentru celelalte artropode acvatice și pești mai mici, care nu aveau nicio șansă împotriva acestei creaturi parcă desprinsă din iad. 7. Helicoprion. Iată un alt pește pe lista noastră, sau poate că nu. Unul dintre cele mai nebunești lucruri despre Helicoprion este că nimeni nu l-a putut asocia cu o clasă de animale din prezent. Putem spune că a fost un pește pentru că trăia în apă, dar paleontologii nu au suficiente informații pentru a-l categorisi. Dinții săi funcționau ca o lamă circulară. Fără dinți în maxilarul superior, acest pește te mesteca și te mânca în același timp. Dinții inferiori ai acestuia erau extrem de ascuțiți, deci este sigur să presupunem că Helicoprionul era un carnivor. Ceea ce încă nu-și pot da seama cercetătorii este dacă această bestie se hrănea cu animale marine mici sau mari. Ei nu pot decât să speculeze această informație, pentru că nu au fost descoperite fosile complete ale craniului acestui animal ca să ne putem da seama care era dieta sa.
Însă un lucru este sigur, maxilarul neobișnuit este mai mult decât suficient pentru a speria pe oricine dacă l-ar întâlni în oceanele de astăzi. 6. Liopleurodon. Plesiozaurii și dinozaurii sunt două grupe diferite de animale, iar din moment ce ambele au dispărut în jurul aceleiași perioade, majoritatea oamenilor cred că fac parte din aceeași familie de animale. Și ghiciți ce? Plesiozaurul despre care vom vorbi astăzi, mai exact Liopleurodonul, este unul de care ai vrea să te îndepărtezi cu orice preț. Numele său provine din limba greacă și înseamnă dinte neted. Această bestie era la fel de grea precum o mașină și cel puțin la fel de lung ca jumătate de pistă de bowling. Atașat de corpul gigantic era craniul și niște fălci pline cu zeci de dinți ascuțiți. Fosilele sale sugerează de asemenea că monstrul era un înotător abil, fiind capabil să se miște cu viteze mari pentru a-și vâna prada cu ușurință. Se crede de asemenea că Liopleurodonul își putea folosi simțul olfactiv pentru a scana apa și să identifice de unde provin anumite mirosuri. Sunt sigur că nimeni nu s-ar încumeta să traverseze apele oceanelor dacă acest animal ar fi fost în viață și în prezent. 5. Sarcosuchus. Ați văzut vreodată cât de masivi și înfricoșători sunt crocodilii de la grădina zoologică? Cred că nimeni nu și-ar dori să trăiască în zonele mlăștinoase acolo unde aceste bestii trăiesc. În timpurile preistorice exista un animal foarte asemănător, însă mult mai amenințător decât crocodilii pe care îi știm cu toții că trăiesc astăzi. Este vorba despre nimeni altul decât Sarcosuchus. Unii oameni îl mai numesc și super crocodilul și pe bună dreptate. Era foarte asemănător cu crocodilii din prezent, însă dimensiunile sale erau foarte diferite. Sarcosuchus era de două ori mai mare decât cea mai mare specie de crocodili pe care o cunoaștem în prezent. Această bestie era atât de uriașă încât putea face față cu ușurință oricărui dinozaur care îl amenința. Pare că aproape nimic nu poate înfrânge un cap lung de 1,8 metri plin cu colți precum pumnalele. Dacă până acum îți era teamă de crocodili, doar imaginează-ți cum ar fi să te afli lângă un super crocodil. 4. Mosasaurus. Dacă ai văzut filmul Jurassic World, probabil ești familiar cu Mosasaurusul. Însă, dacă nu, este acel monstru care sare din apă la fel ca o balenă ucigașă și mănâncă un rechin alb deodată. Din nou, trebuie să vă reamintesc că tehnic, Mosasaurus nu era un dinozaur acvatic, era o specie total diferită. Cel mai înfricoșător aspect al acestei bestii era dimensiunea sa. Mosasaurus atingea până la 17 metri lungime, adică echivalentul unui tir cu remorcă. Deci da, Mosasaurusul din Jurassic World era exagerat de mare, probabil mai mare decât o clădire normală. Cu toate că simțul olfactiv și văzul acestei creaturi nu erau la fel de dezvoltate ca în cazul celorlalte bestii ale acelor vremuri, încă era considerat un prădător de vârf. Mosasaurus avea aripioare care îl ajutau cu ușurință să se deplaseze prin apă și să vâneze orice pradă dorea. Primul craniu a fost descoperit de către un copil paleontolog în vârstă de 14 ani și tatăl său într-o carieră din Olanda în 1776. Fosila a fost numită Lars după numele celui care a descoperit-o. Nu crezi că ar fi tare să descoperi și tu o fosilă în curtea din spatele casei tale? Poate că da, însă paleontologii vor fi nevoiți să-ți escaveze toată casa. 3. Megalodon. Probabil cea mai populară creatură din lista noastră și una pe care Hollywood-ul și YouTube-ul a exploatat-o la maxim. Sunt sigur că deja ați auzit de Megalodon până în prezent mulțumită industriei cinematografice și videoclipurilor de pe canalele noastre, însă acum este momentul să separăm adevărul de ficțiune și să descoperim lucruri interesante și înfricoșătoare despre acest monstru. Megalodonul este cel mai mare rechin cunoscut de om. La fel ca alte creaturi de pe această listă, numele său provine din limba greacă și înseamnă dinte mare. Numai acest lucru vă poate crea o imagine despre dimensiunile uriașe ale fălcilor acestui rechin. În prezent, cea mai mare specie de rechin este rechinul alb, care poate crește până la 6,5 metri și o greutate de 2500 de kilograme. Deși au existat și excepții, fiind descoperiți rechini albi și cu o lungime de 8 metri și până la 3500 de kilograme. Dar megalodonul avea de 3 ori acea lungime și putea ajunge la o greutate de până la 15 ori mai mare.
era incredibil de lung și de masiv. Perioada în care a trăit megalodonul indică faptul că este posibil să fi interacționat cu unele specii de animale acvatice care au supraviețuit până în prezent, cum ar fi țestoasele și diferite animale din ordinul mamiferelor acvatice, cum ar fi balenele. Trebuie să fi fost înfricoșător pentru aceste animale să dea față în față cu acest prădător masiv. Am vorbit destul de mult despre creaturi preistorice și am menționat unele filme care ne formează o idee despre cum ar arăta o întâlnire cu aceste bestii. Toate aceste lucruri ne fac să ne gândim la ce s-ar întâmpla dacă am fi prinși în mijlocul oceanului și ne-am trezi față în față cu unii dintre acești monștri. Am avea vreo șansă? Unul dintre animalele pe care le-am ales în încheierea acestei liste este un monstru marin descoperit în urmă cu doar 9 ani, dar prima declarație oficială a fost făcută în 2013. Însă, înainte să vi-l prezint pe acela, mai este o altă creatură înfricoșătoare, dar care trăia în afara apei și anume în cer. Hai să o vedem! 2. Quetzalcoatlus, cu un nume care sună ca o zeitate aztecă care este de fapt sursa numelui său, Quetzalcoatlus era o creatură zburătoare. Dacă ești un mare fan al seriei de filme Jurassic Park și al descoperirilor despre creaturi preistorice, probabil că știi deja câte ceva despre pterozauri și din nou, nici acestea nu sunt o specie de dinozauri. Cuvântul pterozaur se traduce literalmente în șopârlă zburătoare și aceasta este familia de unde provine și Quetzalcoatlus. Probabil că acum vă întrebați ce face această șopârlă zburătoare să fie atât de înspăimântătoare în comparație cu celelalte creaturi preistorice. Ei bine, întinderea aripilor bestiei are probabil cea mai mare lungime din regnul animal, adică 10 metri, aproximativ cât lungimea unui stâlp de înaltă tensiune. Însă unele studii anterioare au arătat că de fapt lungimea întinderii aripilor șopârlei zburătoare era de 20 de metri, ceea ce este cel puțin nebunesc. Era de asemenea destul de greu, cu toate că oamenii de știință nu au putut determina un număr precis, ei cred totuși că avea o greutate cuprinsă între 200 și 250 de kilograme, aproape la fel de greu ca un porc foarte dezvoltat. Imaginează-ți o șopârlă uriașă zburătoare care zboară în cercuri deasupra ta. Timpurile preistorice parcă sunt un coșmar devenit realitate. Însă, membrele și structura oaselor sugerează că acest animal petrecea destul de mult timp pe pământ. Totuși, în timp ce toate aceste informații sunt înspăimântătoare, se pare că șopârla zburătoare nu ar fi fost o amenințare reală pentru oameni. Studiile au arătat că dieta sa era compusă din mamifere mici care trăiau la nivelul solului sau pe malurile râurilor. Am păstrat ce este mai bun pentru sfârșit, însă înainte de asta, nu uita să dai un like acestui videoclip și să te abonezi, astfel nu vei rata niciun videoclip nou despre lucruri interesante. 1. Thalatoarchon. Ideea despre Thalatoarchon este tulburătoare pentru că această creatură a fost descoperită abia în 2010. Acest monstru face parte din familia ichthyozaurilor și este cea mai recentă descoperire făcută despre animalele preistorice, ceea ce ne face să ne întrebăm ce fosile încă nedescoperite ar putea exista în adâncurile oceanelor sau substraturile groase de rocă. Ca majoritatea animalelor de pe această listă, Thalatoarchon obișnuia să trăiască în apă. La fel cum pterozaurii sunt cunoscuți ca șopârle zburătoare, ichthyozaurii sunt considerați șopârle pește și au fost primele reptile complet adaptate la viața acvatică. Cu un corp foarte mare care atingea 8,5 metri lungime și foarte mulți colți ascuțiți, această bestie putea devora cu ușurință orice animal care avea aceleași dimensiuni. Se preconizează că stilul său de vânătoare era asemănător cu cel al balenelor ucigașe din prezent. În timp ce majoritatea ichthyozaurilor au fost descoperiți în Europa, Thalatoarchon a fost descoperit în statul american Nevada. Această descoperire conduce în prezent studiul asupra animalelor marine care sunt capabile să mănânce alte creaturi de dimensiuni similare. Ce creatură a fost cea mai înspăimântătoare pentru tine? Crezi că mai există și alte fosile ale animalelor preistorice care nu au fost descoperite încă? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!